A spus antevorbitorul meu cumva că educația trebuie dată pe mâna părinților și nu a statului. Dumneavoastră aveți copii? Ați făcut copii? Adică este cineva care ne poate spune cum l-a făcut? Știți de ce întreb? Că am un nepot care acum vreo câțiva ani avea vreo 4-5 ani, așa, m-a întrebat, bă, dar cum se fac copiii? Și nu știam cum să-i răspund. De-aia vă întreb și eu pe dumneavoastră, ați făcut copii? Da, pentru că acum e mai mare și fiind din altă localitate, nepotul meu, Lau, ne întâlnim mai rar așa în vacanță. Și l-am întrebat, în ce clasă ești, bă, Laurențiu, acum? Sunt în clasa a întâi, zice. A, deci acum te-ai dus la școală. Nu, zice, m-am dus la școală anul trecut, că am fost și în clasa 0. Păi zic, ce e cu clasa asta 0, mă? Păi da, aia care înseamnă nimic, că 0 înseamnă nimic. Bun. Și ce ai învățat tu acolo? Păi zice, am învățat să stau în banca mea. Deci primul lucru pe care l-a învățat el este să stea în banca lui la școală. Bun, și acum zici că ești, știi mă, Laurențiu, zic eu, clasa aia 0 s-a inventat ca voi copiii să vă adaptați mai ușor la școală. Bă, dar nu era mai bine să facă o școală să se adapteze ea copiilor? Păi nu știu cum să facem o asemenea școală. Păi știi ce? Spune-m tu cum funcționează școala asta și o să spun eu cum trebuie făcut. Și acum o să vă spun discuția asta de-am avut-o cu Laurențiu. Ea e mai lungă, dar eu trebuie să o scurtez. Păi zic, băi, Laurențiu, uite, la 1789, francezii au făcut o revoluție și printre alte cerințe în revoluția respectivă a fost și dreptul universal la educație. Pentru că atunci nu toată lumea avea acces la învățătură și au cerut dreptul universal la educație. Și l-au câștigat? Păi da, că le-au aprobat. Așa. Păi și nu e, bă, un paradox. Adică au câștigat adulții un drept și pe urmă l-au dat în sarcina copiilor și l-au făcut obligatoriu. Adică pentru adulți e drept și pentru copii e obligatoriu. Păi să știi că este o treabă, cum să ai dreptul la învățământ obligatoriu? E o problemă. Să știi, mă, Laurențiu, zic că asta au făcut ei, dar n-au reușit francezii să-i ducă pe copii pe toți la școală, că nu-i lăsau părinții. Așa, dar exact cu 200 de ani în urmă, la 1819, într-un stat totalitar, în Prusia, ăia fiind stat polițienesc, au reușit să-i ducă pe toți la școală. Și au făcut un sistem de învățământ, pentru că atunci, până atunci se lucrase cu sclavi, oamenii munceau așa, dar acum se dezvolta industria și aveau nevoie de oameni instruiți, de soldați care să răspundă la comenzi, să execute perfect totul și atunci era nevoie de o școală. Și au făcut o școală în care i-au băgat pe toți copiii ca să scoată o resursă umană, o să spunem mai târziu, forță de muncă pentru ce aveau ei nevoie. Uite, deci așa au făcut ei școala, așa o mașinărie în care intră copiii, așa, în interior se prelucrează și ies pe dincolo adulți, adulți pregătiți să fie forță de muncă. Așa o să fii și tu, că ce vrei să te faci tu când o să fii mare? Păi zice, pe tine cine te-a făcut adult? Păi mă, zic, tu m-ai întrebat cum se fac copiii, dar acum, exact, acum mă întreb cum se fac adulții sau cine. Păi zic că școala m-a făcut profesor. Nu mă, cine te-a făcut profesor, cine te-a făcut adult? Păi adult, zic, m-am făcut eu. Că am fost copil și... A, deci copilul care ai fost a construit un adult. Păi să știi că ai dreptate. Adică nu adulții fac copii. Și copiii construiesc adulți. Și construiesc cu ce au în mediu și cum sunt lăsați.
Da, mă, Laule, trebuie și tu, îi zic eu, că o să, trebuie să mergi la școală, că și tu trebuie să te angajezi undeva, trebuie să-ți faci să fii o resursă, să ai un loc de muncă. Eu nu o să mă angajez niciodată. Păi de ce? Păi uite ce am găsit într-o farmacie. Uite un pliant aici, că zice 98% dintre angajați manifestă stări de dezechilibru și fizic și emoțional. Păi, voi vreți să mă băgați pe mine să ajung un dezechilibrat? Nu mai, Laurențiu, nu ajungi dezechilibrat, vai de mine. Dar problema e că trebuie să mergi la școală. Nu mai merg nici la școală, că e absurdă. Cum e absurdă, mă? Păi spune-mi tu cum e, că ți-arăt eu că e absurdă. Și zic, uite, mai Laurențiu, tu dacă intrăm în interiorul mașinii ălea, pe care apare asta, ceea ce vezi aici, sala de clasă, e ca la voi, da? Da, zice, o recunosc, dar ce nu e bine. Păi cum nu e bine, mă? Păi zic, uite, acolo este un învățător, cineva care are grijă de voi și vă învață, vă predă, da? Apoi, sunteți voi copiii, nu trebuie, că toți copiii ăștia, dacă te uiți, sunt la fel. Păi cum, mă? Păi nu, clasa trebuie să fie din copii de vârste diferite. Păi de ce de vârste diferite? Păi eu n-am ce să învăț de la unul care e de vârsta mea. Eu trebuie să învăț de la unul care e mai mare. Păi și ăla mai mare, păi ăla și întărește ce a învățat spunându-mi mie, că n-are timp doamna să ne spună la toți. Bă, să știi că ai dreptate, zic. Așa. Ei, și în mecanismul ăsta continuă povestea, învățătorul are la dispoziție niște instrumente cu care să prelucreze mintea și sufletul copiilor, așa cum ați auzit și dumneavoastră mai înainte, să prelucreze mintea și sufletul copiilor pentru a-i face resursă umană. Bă, zice, dar ce știe doamna despre mintea și sufletul meu, mă? Păi zic, cum să nu știe? Știe ce a învățat și ea pe la facultate, un curs așa de psihologie generală. Păi zice, tu te-ai dat pe mâna unui chirurg care n-a învățat nimic despre corpul uman, doar anatomia de clasa 8-a. Zic, nu. Ei, păi vezi, deci ceva nu este bine. Păi da, mă, dar are la dispoziție un plan de învățământ, are programe, are manuale și are și un orar. Toate astea fac curriculumul și cu ăstea ea îi ajută pe copii sau desfășoară operații pe mintea lor, ca și ales spune obiective operaționale la școală, desfășoară niște operații pe minte, adică pe aia de nu știu. Păi pe aia de nu știu cum funcționează, dacă sunt și unii care taie nasuri fără să știe. Și la sfârșit este resursa umană. Auzi? Fără plan, că voi vă faceți planul cu noi. Fără plan, da, pentru că dacă misiunea școlii e să facă resursă umană, misiunea omului care o fi? Adică voi vreți să scoateți de aici resursa umană. Omul se naște, merge la școală, este pregătit conform articolului 3 din legea învățământului, pregătit să fie resursă umană, apoi resursa asta umană este angajată. Zic, da, foarte bine. Și tu ai fost angajat, zice la mine, da. Și acum mai ești, nu, că am ieșit la pensie. Păi, zice, atunci tu, dacă ești o resursă consumată, mai ești un deșeu uman. Adică, cum deșeu uman? Păi da, ce rezultă, răzgura, gunoiul, ce, după ce ai consumat o resursă, rămân astea. Aha. Bine, băi, Laurențiu. Păi, dar să știi, de asemenea, fără programe. Pentru de ce? Păi voi să vreți să-mi programați mintea. Că asta spune programa. Să programezi mintea. Oare mintea mea așa merge după program? Păi nu, mă, dar profesor, cum să facă ore? O să spun eu mai târziu. Și fără manuale. Fără manuale. Păi de ce fără manuale, mă? Păi, mă... Sunt milioane de cărți pe lumea asta. Ce mai de trebuie un manual pe care trebuie să-l citești într-un an? Păi eu, dacă îmi place o carte, o termin într-o săptămână. Așa, da, mă, da, acolo sunt și exerciții, sunt de toate. Stai puțin, că nu este așa, zice el. Că sunt și exerciții, dar, de exemplu,
Dacă eu mă apuc să fac o problemă că am ales eu și colegul meu vrea să face o problemă pentru că i-a cerut doamna, pe din afară sunt doi copii care rezolvă exerciții. Dar pe dinăuntru e o diferență fundamentală. Primul e un om liber că poate să aleagă și al doilea e un sclav că execută o comandă. Bă, să știi că ai dreptate. Dar și orarul, păi și orarul, orarul e cel mai nenorocit. Păi tu ai făcut vreodată cartofi prăjiți, îmi zice mie. Da, și cum faci? Păi e foarte simplu. Uite, mi-e foame, îmi vine ideea să fac cartofi prăjiți, merg, adun toate la masa de lucru, le pregătesc, fac operațiile respective și mă așez la masă, mănânc și spăl farfuria și o duc la loc. Păi da, dar dacă între timp sună, la știgaia pe foc. Păi nu, păi așa e și activitatea asta de învățare. Dacă mie îmi place ceva, pot să duc până la capăt. Nu, că sună și trebuie să trecem la alta. Da, zice, ai dreptate. Băi, și doamna, zic, are la dispoziție și altele. Uite, are o catedră, are bănci, are ghiozdane stale voastre ca să vă ajute. Zic, niște mijloace de-astea și tehnologie pe acum mai nou. Dar astea, ce, fără bănci. De ce fără bănci? Păi băncile fac următorul lucru. Gândește-te că sunt două energii, energia intelectuală, energia mentală și energia fizică. Banca oprește ca astea să meargă împreună, să se împletească. Și atunci este clar că dacă 50 de minute stau să fac activitate intelectuală, în alte 10 minute de pauză trebuie să sar pe toți pereții. Pentru că energia ailaltă nu se împletește cu asta. Atunci când faci o activitate și în același timp te și miști, în scopul urmărit de tine, nu e o problemă. Problema e când ți se cere să mergi într-un picior și când obosești să treci pe altul. Nu e mai normal să mergi cu ambele picioare în ritmul tău? Păi zic, să știi că ai dreptate. Zic, dar doamna are și niște metode, și tradiționale și moderne. Lasă-mă că știu că astea-s rețetare. Deci metodele astea înseamnă să folosești niște rețete, da? Da, ei, rețetele sunt pentru oameni bolnavi, zice, nu pentru spirite vii, îmi spune el. Deci tăiem și ghiozdanul, mă, ghiozdanul totuși trebuie să duci manualul. Păi dacă am zis că nu ne trebuie manuale, ce, unchiul Vasile își duce strungul la serviciu și l-a duce acasă după masă? Nu, zice, rămâne acolo. Da, zic că ai dreptate. Așa. Și mai departe, doamna are la dispoziție și testele, evaluare. Trebuie să dai examene, să dai note, fără astea. Păi de ce, mă, Laurențiu? Păi cum să fie ăstea, zice, că ne spune să colaborăm între noi ca să vedem care e primul. Păi cum să colaborez care e primul? Și într-adevăr mai este o problemă așa între copii. Ne învață la școală că să-i ajutăm pe ceilalți. Și trebuie să-l ajut pe om atunci când are nevoie, nu-i așa? Ba așa, zic, mă, Laurențiu. Păi bine, când colegul meu e la tablă și nu știe și eu îi șoptesc, că atunci trebuie să-l ajut. Nu e normal. Ba da, ei, tocmai atunci e spedețit. Bă, să știi că ai dreptate, că ai dreptate că e absurditate pe aici, prin școala asta. Deci, fără programe, fără catedră, adică fără catedră? Păi pentru că o pune pe doamna față în față cu noi, ca la război. Ea nu e cu noi, e împotriva noastră. Fără catedre, fără bănci, am zis, fără ghiozdane, fără metode și fără examene și note. Bă, zic, păi și mie mi-ar place o școală ca asta. Păi zice, de ce n-o faci, bă? Și zice, apoi se uită la mine cam așa și zice, bă, unchiule, bă, eu cred că ție trebuie un bastun. Și îmi dă ăsta. Și zice, ia tu lemnul ăsta, așa, fă un plan, un proiect. Pe urmă gândește-te ce operații trebuie făcute, așa, și bagă-l în mașina aia ta și scoate un baston la capăt. Da.
Bă, zic, pentru că știi ce e? E o diferență între ăsta și ăsta. Vezi? Un sâmbure aici. Eu dacă vreau să fac un pom, îl pun în pământ. Și tot ceea ce trebuie să fac e să am grijă de mediu în care crește. Să păzesc mediu. Eu n-am nevoie de profesor care să mă învețe. Am nevoie de un asistent în călătoria mea, de un ghid. Ei, când s-o pregăti să fie un ghid și un asistent al spiritului meu, care are legi, așa cum vă spunea Crenguța înainte, legile acestea ale spiritului trebuie studiate și urmate. De aceea nu există decât o singură metodă. Follow the child, adică urmează copilul. Pentru că așa cum pomul are legea lui de creștere, așa și spiritul uman la naștere e un sâmbure. Mintea e un sâmbure, o sămânță, un embrion spiritual care se dezvoltă din interior în afară. Așa cum ne spunea primul vorbitor cu elefantul și călărețul. Dar elefantul ăla mai stă și pe un crocodil care e și în niște ape tulburi. Deci dezvoltarea creierului e dinăuntru în afară. Nu vine călărețul să se așeze pe elefant, ci elefantul generează călărețul și știe mintea ce să caute din mediu, nu să construiască mintea din afară. Că faceți o minte ca asta. Mintea are legile ei să crească ca asta, din interior în afară. Am înțeles, bă, e vorba, după cum zici tu, să trecem de la modelul de educație ca industrie la modelul de educație ca agricultură. Da, dar fii atent, nu o agricultură intensivă, organică, pentru că o faceți așa standard, dar aia nu e perenă. Uite-te dincoace, asta e o adevărată comunitate.